Fetița tocmai a terminat clasa a patra și a studiat istoria Daciei și romanilor. Foarte interesantă. Comorile care au aprins imaginația copiilor români din cărțile de istorie au atras peste 62.000 de oameni de pe toate continentele. Expoziția deschisă în octombrie a fost prelungită până acum la cererea publicului la Muzeul Național de Istorie din București. Artefactele găsite pe actualul teritoriu al României și al Moldovei, strânse de la 48 de muzee, te poartă într-o călătorie de peste 1400 de ani înapoi în timp. Această imagine este o reconstituire, cum ne-am putea imagina că purtau oamenii obiecte din tezaurele descoperite la Apahida, personajul masculin, și personajul feminin poartă obiecte descoperite în tezaurul de la Pietroasele, supranumit cloșca cu puii de aur. Un coif descoperit într-un mormânt celtic la Ciumești, în județul Satu Mare. Valoarea artefactelor este absolut inestimabilă, nu numai din cauza că sunt niște obiecte foarte vechi, unele sunt extraordinar de frumoase și fastuoase, lucrate câteodată din aur sau argint și împodobite cu pietre prețioase. Obiectele neprețuite arată și bogăția spirituală. Faimosul donariu de la Biertan, care arată răspândirea creștinismului pe teritoriul României, seturi de magie. Un fel de cal cu coamă, nu știu să vă zic, dar mie mi se pare că seamănă cu calul din Avatar. Da, cu un cal și da, exact. I like the history. China, we have also have a long history. UK, London. We just wanted to see some of the history, find out a little bit about Romanian history. It was beautiful. The story of Romania. Cum se zice legata? Bounded. Bounded, but with us. We know poco. Dacia, ultima frontieră a romanității, va ajunge la Roma. Guvernul tocmai a aprobat o hotărâre prin care se alocă fondurile necesare pentru ca neprețuitele artefacte să fie expuse la termele lui Diocletian de la Muzeul Național din capitala Italiei. Vor putea fi admirate acolo din octombrie până în aprilie anul viitor. Pentru piesele care vor ieși din țară vor fi încheiate polițe speciale de asigurare. Vor ajunge la Roma cu un transport special, sub pază strictă.